Bună ziua! Voi pregăti salam de biscuiți cu rahat. Voi avea nevoie de 600 de grame de biscuiți popular sau se pot folosi biscuiții aceia petit beurre. Voi mai avea nevoie de 300 de mililitri de apă rece, o lingură cu vârf de cacao, 100 de grame de zahăr tost, jumătate de pachet de unt sau jumătate de pachet de margarină, puțină esență de vanilie sau de rom și 6 bucăți de rahat. În acest castron am pus biscuiții populari. Eu voi folosi biscuiți rotunzi. Voi rupe biscuiții în bucăți mai mici. Voi continua să rup toți biscuiții în bucăți, cam în felul acesta. Ei oricum se vor înmuia în sirop, chiar dacă îi voi rupe puțin mai mari. Voi continua să rup toți biscuiții până îi voi termina pe toți de rupt. Am terminat de mărunțit biscuiții în bucăți mai mari. Îi voi da la o parte. Voi tăia rahatul. Deja am început să-l tai pe tot, mai mi-a rămas o bucată. Tăiam bucăți mai mici. Voi pregăti un sirop. În această cratiță am pus 100 de grame de zahăr tos. Voi pune și 300 de ml de apă rece. Voi amesteca puțin zahărul împreună cu apa. Voi da drumul la aragaz, la foc mediu. Și voi lăsa zahărul să se topească apă. Zahărul a început să se topească. Voi pune și o lingură cu vârf de cacao. Și jumătate de pachet de unt sau de margarină. Voi lăsa și jumătatea de pachet de unt să se topească împreună cu apa, zahărul și lingura cu vârf de cacao. Untul începe să se topească în acest sirop.
Voi pune și puțină esență de vanilie și voi lăsa totul să dea într-un clocot. Siropul este gata, am oprit aragazul. S-a legat foarte bine. Voi lăsa siropul să se răcorească pentru 5 minute, apoi îl voi transfera într-o cană. Am transferat biscuiții într-un castron mai mare pentru a putea să-i amestec mai bine. Voi pune acel sirop peste biscuiți. În această cană am pus siropul din cacao. Iar cu o lingură voi amesteca totul. Voi pune și siropul rămas. Voi pune și bucățile de rahat. Și voi amesteca totul. Voi lăsa biscuiții să intre tot acel sirop în ei pentru 10 minute. Biscuiții s-au înmuiat în acel sirop pentru 10 minute. Cam în felul acesta arată. Apoi am transferat totul într-un castron mai mic. Voi da totul la o parte. Voi aduce hârtie de copt. Acești biscuiți, salam de biscuiți, se poate forma și pe folie de plastic. Voi pune din acești biscuiți înmuiați în acel sirop pe această foaie de copt. Iar cu o lingură le voi da o formă. Voi aduce totul mai la margine. Nu voi aplati prea puțin în părți. Îl voi rula. Thank you.
strânge foarte bine la capete. O vedem la o parte. Voi proceda în felul acesta și cu următorul salam format de biscuit. Voi tăia hârtie de copt. Și voi pune restul rămas în această hârtie de copt. Îl voi aplatiza puțin cu mâinile. Iar apoi îl voi rula. Voi strânge capetele. Îl voi desface din nou. Voi aplatiza un pic la capete. Apoi îl voi rula. Mai mi-a rămas cam o lingură din acel amestec de biscuit și sirop și îl voi pune la fel într-o hârtie de copt mai mică și voi mai pregăti încă o bucată de salam de biscuit. Salamul de biscuiți este gata. Mi-a rezultat 2 batoane și jumătate de salam de biscuiți din acele ingrediente. Am învelit foarte bine totul în hârtie de copt și strâns la capete bine. Voi introduce totul în frigider până a doua zi, iar a doua zi se poate servi. Acest salam de biscuit se poate forma și în folie de plastic, la fel învelit foarte bine și strâns la capete. Salamul de biscuiți este gata, s-a întărit, l-am lăsat o noapte în frigider. Voi desface cele 2 bucăți de salam de biscuiți. Voi desface din această hârtie de copt. Felul acesta arată. În acest castron am o cană cu vârf de zahăr pudră și îl voi da prin zahăr pudră. Voi
voi presăra zahăr pudră pe această hârtie de copt. Și voi da salamă de biscuiți prin zahăr pudră. Se poate da și prin fulgi de cocos. Sau se poate lăsa simplu. Salamul de biscuit este gata, o să-l tai cu un cuțit. În felul acesta arată. Voi proceda în felul acesta și cu batonul de salam rămas. Îl voi desface și pe el. Și voi trece prin zahăr pudră. Cam în felul acesta arată și cel de-al doilea baton de salam de biscuiți. Voi tăia și din cel de-al doilea salam de biscuiți o bucată. Salamul de biscuiți cu rahat a ajuns la final. Este un desert foarte gustos și rapid. L-am lăsat în frigider o noapte pentru a se întări acel sirop din cacao împreună cu biscuiții. În acest desert am adăugat bucăți de rahat. Se poate adăuga nucă tocată oriunde cu un cuțit și adăugată în acel sirop din cacao și biscuiți și amestecat foarte bine. Se mai poate adăuga fulgi de cocos, stafide, fructe confiate sau se poate lăsa simplu. La revedere!